Îmi pare rău că a plecat Alice. Sper că nu a luat-o personal și a înțeles decizia războinicilor. Aici puteam să riscăm la un moment dat noi foarte mult ca echipă. Să se refacă, în primul rând asta îi doresc, să fie bine. Și că s-a accidentat la genunchi și cu astfel de chestii nu te poți juca. Sper că Alice n-a luat-o personal. Eu sper că Alice să fie înțeles și gândirea noastră și perspectiva noastră. Din punctul meu de vedere, a fost, într-adevăr, cum a zis și Dan, cel mai liniștit și poate cel mai ușor consiliu. Nu ne-am fi dorit să se întâmple asta, pentru că nu ne dorim să se accidenteze nimeni. Cumva lucrurile erau clare. Nu, altă alegere, din punctul meu de vedere, nici nu trebuia să existe. Ce va fi de acum încolo, cred că o să fie un haos total, sinceră să fiu. Am trecut printr-un consiliu liniștit. De acum încolo... Sperească Dumnezeu! E departe de rezultatul ăla pe care ți-l dă medicul, e și de corpul tău, de recuperarea ta. Iar eu m-am uitat la Alice, am văzut-o vizibil, se vede că încă este umflat și încă e o problemă și chiar dacă poate într-o săptămână sau două săptămâni ar fi putut cât de cât să joace, ar fi fost periculos pentru că dacă se mai accidenta odată, Laura, ea lucrează cu picioarele, ea are nevoie de picioare. Trebuie oricum să rămână Lola. Lola e fără dar și poate mult mai bună și publicul oricum, când a votat, a văzut ce și cum și eu mă bucur. Oricum, eu cu Alice tot timpul n-am avut nicio legătură, n-am nicio treabă, nu-mi plac persoane de genul ei că se schimbă de la o stare la alta, dar prin minciună și atunci nu. Mulțumesc, nu. Prefer oamenii de calitate gen Lola. Bă, eu m-am ghidat pe ideea că Lola a stat foarte mult pe dușă în ultima perioadă. Exact. Vorbim de perioadă, exact. A stat n-a foarte, intrat mult. Foarte mult timp, știi? Și m-am gândit că, dar vezi că, uite, votul publicului care a fost pentru cele 3 luni, se pare că primează și, uite, surprize. Iar surpriză, adică chiar nu mă așteptam. Alice, nu știu care era timpul de recuperare, dar am văzut o cază, a mers mai bine ca da, ieri. Adică bine. De la zi la alta a mers. Da, era mai bine. Din punctul meu de vedere, aș nominalizat-o pe Carina, pentru că Alice era foarte rapidă în ultima perioadă de timp, avea foarte multe puncte, chiar a avut o evoluție mișto de tot, din punctul meu de vedere. Și, na, e ținută puf că e iubita lui Andrei. Și ei doi sunt stick together. Dacă voi vreodată o să mă votați pe mine, o să mă votați, cred că pentru că vreți voi, nu pentru că vă spun alții. Dacă un jucător era accidentat, era logic să-l nominalizez pe el, pentru că nu pot să nominalizez un jucător sănătos și să-l țin pe cel care va sta pe tușă, e logic. Ghiță, Asiana și Amy clar sunt mult mai apropiați în ultimul timp și probabil asta e strategia cea nouă, să dea toți în Andrei, pentru că automat, adică eu văd pe toate fronturile că rând pe rând le înțeapă pe Andrei și este clar că e ceva acolo la mijloc, că nu, cred că s-au împrietenit așa peste noapte și au descoperit și un țel comun, adică chestiile astea nu se întâmplă, mai ales în competiția asta, fără un rost anume. Pe mine m-a surprins foarte mult ce au încercat să facă ei după împăcarea asta fake, pentru că toată ziua sunt cu... Facere de bine. Da, exact. Și pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Uite, pentru că asta am făcut noi cu Amy. Nu trebuie să ne pese. Cumva noi am salvat-o pe da, ea. Noi nu trebuia să-i lăsăm. Deci și crede-mă, era și mai bine. Era și mai bine pentru noi, strategic. Ceva, adică tu îmi spui mie că eu nu pot să gândesc cu propriul cap? E un fel de păpușar și câteva persoane sunt marionetele, gen. Știți? Fac așa păpușarii și marionetele sunt așa după el? Sau restul nu putem să gândim cu propriul cap? Nimeni nu e dirijat de absolut nimeni aici. Marea noastră greșeală a fost că n-am lăsat să moară pe cine trebuia să moară la timpul ăla. Bă, asta. Și voi mi-ați zis, într-adevăr, pentru că, uite, acum de la fata care plângea toată ziua la noi și căuta refugiu aici și toți o sprijinam și toți încercam să o ridicăm, exact, acum dă noi. Da, bă, că da, noi da, suntem războinici. Că ei pot să facă și să zică ce vrea, mă, până nu ne afectează ce zic. Da, să ne afecteze pe noi. Până la următorul consiliu sunt ei așa. Da, mult fake. Multă lingușeală, mult strategii.
peste strategii, iubire falsă, tipic cum e viața în zilele noastre. Eu cred că Emi, când aia s-a referit la tine, păpușar, că ghidez, dar mai ales vizând pe Iancu, că îl ghidez pe Iancu, mai ales după cearta pe care ați avut-o voi doi și a vrut cumva să dea direct în tine. A, eu cu Emi? Da. Și asta cred. E cu o mâncătură, încearcă să facă niște chestii, îți dai păi seama. Da, mă, dar ei încearcă, dar cârmai tot la noi, frate, adică... E greu cu noi, e greu cu războinici. A început să-mi placă rău de tot, e greu, e presiune multă. Ies toate caracterele oamenilor la iveală adevărate. Se dau măștile jos. Ia ziceți-mi voi mie, de acum încolo cum ne trezim și o să fim cu gândul direct, unde? La imunitate! Nu ne mai gândim, astăzi ce-o fi? Azi avem oare comunicare? Putem vorbi cu ai noștri sau avem imunitate? Nu, acum o să se știe din stat, va fi imunitate! Azi vorbim cu ai noștri între noi, adică cu ai noștri tot aici, între noi o să vorbim despre o imunitate nouă. Sunt convinsă totuși că... Lăsând gluma la o parte, vom trage pe traseu și nu se va pune problema să nu ne dorim sau să nu dăm totul, pentru că, așa cum am susținut și la celelalte imunități, trebuie noi ca și echipă să ne compensăm. Dacă astăzi unul nu este bun la îndemânare, înseamnă că celălalt este obligat să fie și să vină cu puncte. Ca data următoare, celălalt să-l compenseze pe cel care l-a compensat la celălalt joc. Deci faptul că ați zis că vei câștiga provizii sau recompense la jocul de imunitate, înseamnă că pa comunicare. Bun. Nu-i nimic, las că ai noștri oricum știu că suntem spre final. Mai este puțin și acum trebuie să tratăm iar cu maximă de solidaritate. Exact. Și trebuie să luăm imunitățile. Acum nu mai ne putem să ne gândim la altceva, la... Am niște emoții cu aici, am avut până acum emoții, dar ce am de acum înainte? O să-ți treacă. Emi, o să-ți treacă. Crezi tu, Cezare? Sunt convins. Păi n-ai încotro. Nu o să ai timp să ai emoții, o să-i intri pe traseu instant. Exact. Și în continuu. Cum începe Survivor-ul? Ce să zic? Va fi mai greu, trebuie să ne concentrăm mai mult și să dăm mai mult pe traseu. Trebuie să câștigăm, că trebuie să rămânem noi cât mai mult în competiție. Hai să o ținem tot așa, să luptăm pe traseu, pentru că acum, practic, încă jocul nu este individual. Dar pe traseu suntem individuali, deci exact. Noi... Gândește că dacă azi n-aduc eu puncte, azi pot să plec eu acasă. Numai că, practic, e fiecare joc nominalizat, ok? Încă ai 5% șansă rămâi. Hai că faci o presiune să moară Jaina de nou. Dar asta e adevărul. Te-ai tot. Păi asta e adevărul, boss. E jocul și omul pleacă acasă. Echipa care pierde își trimite un om după fiecare joc. Ce presiune, vrei să te mint iară să zic, dai, fă, că ești bine. Ai tot. Trebuie să ne gândim că nu trebuie să ne punem presiune, pentru că atunci când ești, când ai capul cu prea multă presiune, nici nu faci față situației, știi? Adică trebuie să ne ajutăm unii pe alții, să ne ridicăm moralul, să mergem. Ce o fi? Lasă tu pe Ghiță, că Ghiță noi nu balansează. Ne panichează astăzi. Exact, da. Clar, o să lupt cot la cot cu echipa mea până la capăt. O să intru de fiecare dată pe traseu ca și cum ar fi ultima oară când joc. Astă seară vreau chiar să ne jucăm, să jucăm ceva, să ne învețe cine mai știe ce joc mai știe. Vreau să mă simt bine, mă. Și eu. Bă, ultima săptămână, dacă e în Survivor, vreau să mă simt bine, mă. Adevărat! După ce fac orezul, așa, o să sun să vă activez abonamentele la film. VIP o să fie de acum acolo. VIP. Da? Dacă îmi pui cu provizii, un film prost, dau judecată. Provizii sau recompense. Așa. Plus imunitate. Acceptăm. Deci aveți mâncare, aveți film, aveți tot ce vreți. Se așa ține. Că hai. Bun, hai să ne concentrăm acum să facem astea ce avem de făcut, să ne facem mâncare. Ia și balaurul, e bine? E acceptabil. Ghiță de obicei când a promis cu filmul a avut dreptate, sper să aibă dreptate și în continuare, dar totul depinde de noi. Dacă suntem bine, suntem concentrați, ne dăm silința, eu sunt convins că vom câștiga în continuare.
Bă, da, chiar că zici că a fost regit toată săptămâna asta sau... Da. Am pierdut și așa strâns și cum am pierdut și... Băi, nu, deci eu dacă mă uitam de acasă, ziceam că e făcătură, mă jur. Să mor dacă nu, bă, da, să nu-ți intre. Nu că a fost per total, mă, per echipă, nici la prima... Da, la niciunul nu s-a legat, am fost toți banale. Exact, da, zici că... Eu recunosc, m-am lăsat ca să câștige. Bă, na, nu mă simt așa slăbită pe teren, adică nu. Nu, dar parcă nu s-a legat, nu s-a îndemânat ăla. Dacă luați provizii mâine, pe mine vă reglați imediat. Dar cum pierzi puțin mai mult, crede-mă că noi când am pierdut atunci prea mult, deja nu mai, frate, mă ridicam din picioare din de pe aia. Scândură și amețeam direct. E, dacă o lupi ca mult, ca să da, mai iau amețeală. Nu știu ce mai trăgeam și de mine după aia. Ia uze de pase sau ai? Cum sperim prietenii. Cine? Voi două. Dai seama, Siana, super. De 3 luni. Ce ar trebui să vă sperim prietenii? Dar ce are mai... O să uităm când plecăm de aici. Exact. Da, dar ce, să nu mai fie nicio urmă de tensiune. Dar nu mai simt oricum. Nicio urmă de tensiune, exact. Eu... Știi? Da, îți dai seama, suntem oameni. Ar trebui să ne susținem. Să ținem cu femeile. Exact. Asta dintotdeauna trebuia. Asta trebuia dintotdeauna, numai că voi tu, hapsânelor... Hai, da. Că te-ai trezit vorbind acum. Să vă explic, hai să vă dau pe față cărțile, da? Dă-ne-le tu, ea. Ia, fă-ne zi. În primul rând, Elena. Da. Are răutățile aici. Eu? Cu pasca. Eu am uitat pasta o treia ție, care a avut... Da. Care a avut un colț în plus de pască față de toată lumea. Ea și-a amintește că am gustat el de pască. E adevărat. Nu comand, dar e adevărat. Stai, măghiță, te rog. Ți-ai luat pască mai mare. Păi, dar era ziua mea să aleg. Eu mi-am ales de la masă cu toată lumea. Eu nu m-am supărat că ea și-a face mai mare pască pe ziua ei. Așa. Eu m-am supărat că tu ai mușcat în bucățica aia pe care a dat-o Dan. Păi da, am mușcat ca să o muște fiecare după aia. Da, am lăsat... Dacă tu aveai... Și restul ți-a lăsat-o ție și tot supărat ai fost, adică... Păi de ce mi-ai fost supărată? Că alții nu mai... Eu am gustat, dar alții n-au mai gustat deloc și tu ai luat bucata aia. Înseamnă că e hapsună. Nu înseamnă că ești hapsună. Că știi hapsună, că dacă vezi... Dacă te uiți, o să te uiți acasă, o să vezi cum îți alegi porția de mâncare și cum pui mâna pe toate alea ca să le cale, să le alegi, o să dai seama că știu, ești o hapsână, că tocmai e hapsână, da. Acum eu, depinde care pe care vede. Nu pot să fiu hapsân când am lăsat de la gura mea ca să dau ei. Nu trebuie să spun ție chestia asta, asta o fac cu foarte plăcere. Deci eu nu mai judecat, pentru că și eu te pot judeca din anumite pe tine, dar nu, la vedere la tine se văd altele. Iar Ghiță este singurul care caută la mine, el uitând de el, eu l-am prins de multe ori pe el și pe el, dar el este cinstit doar în fața oamenilor care nu trebuie să justifice, dar față de mine el știe că nu-i cinstit. Ba, au fost. Ba, da, taci din gură. Tu ai început chestia asta. Nu, dar nu aveam de împărțit cu tine, că eu mă riscam pe mine. Du-te, mă, de aici, mă. Hai, Ghiță, te rog de mult. Păi nu, mai, că tu iar tu povestești la toată lumea ce vrei tu să audă despre mine, urât. Măi, eu am zis, mă, ești... Ești chiar de... Haide, Ghiță, culcă-te, te rog. Frate, ce vă disuiți voi doi? Pentru că ai deschis tu un subiect prost care nu ar trebui să-l deschizi și l-ai deschis ca să mai vorbiți ceva prost, ca de obicei, gata, degeaba, Elena. Din păcate. Și eu tot am spus ce mai deranjează. Nu.
când am spus, Doamne, bă, dar proste că uite, vin serii mai bune, a venit o ploaie seară care m-a făcut să mă plimb dintr-o parte în alta să-mi găsesc un loc uscat. Ai dormit bine? Mm-hmm. Și eu am dormit cap. Întrebați-mă pe mine cum am dormit. Știu, tu te-ai plimbat cu barca, am văzut. M-am plimbat cu barca, la un moment dat a început o ploaie de amins că o să cadă toată apa în capul meu. Pot spune că seara trecută am dormit genial de bine, pentru că eu de dimineață am aflat că azi noaptea a plouat. Deci n-am auzit absolut nimic. Am visat și foarte mult, un pic cu gândul pe acasă, un pic cu gândul pe aici. O combinație de asta, cum îmi place mie, exotică. Am dormit, nu știu cum am dormit, dar... Oricum te-am visat că n-o tai. Da? Așa că... Nu pot să cred. Ba da. Doamne. Am visat-o că eram pe un vas și s-a urcat de cel mai de sus și zic, Elena, sper că nu sar. Și-a mea direct. Și eram what? Starea echipei, din păcate, este la fel ca de fiecare dată, înainte de jocurile de imunitate. Ajungem să avem discuții și să le creăm dacă nu le avem, să căutăm motive pentru a ne crea alianțe lângă noi. Tu ai început chestia asta? Nu, dar nu aveam de împărțit cu tine, că eu mă rețin cam bine. Du-te, mă, de hai, aici, Ghiță, Ghiță, te rog să mă prăjda la telescopul. Păi nu, că tu iar tu povestești la toată lumea ce vrei tu să audă despre mine, urât. Încerc să nu mai pun la suflet, deși de multe ori simt că sunt atacată doar din acest aspect. Dacă cumva se întâmplă să pierdem jocul de imunitate, să fie aceeași țintă, aceleași probleme pe care am spus că le ștergem cu buretele, dar le scoatem în continuare în evidență. Elena așa pare să fie războinică, pentru că ea mereu a simțit nevoia să războiască cu mine. De asta zic că e războinică. Și bineînțeles că ea mereu că se trezește dimineața, trebuie să... Ca babele alea, știi, țațele, da, așa e Elena. Când câștigăm, ea ne iubește, ne adoră. Și când vin imunitățile, se simte în pericol și... Ghiță, tu ai făcut aia? Asiana, tu ai făcut aia? Emi, de ce faci așa? Băi, stai că încă nu s-a terminat jocul, nu știi cine a câștigat. Poate vine o recompensă în stil italienesc și mă motivează imediat și să vezi cum mă pornesc aici de câștig pentru toată echipa. Urmează o nouă etapă în Survivor, a treia etapă, nu știu dacă ultima, dar cu siguranță una din ultimele etape. Devine din ce în ce mai greu, ne-a spus-o Dan în consiliu foarte dramatic și parcă ne-a intrat așa în coloană. Trebuie să ne eliminăm doi câte doi fiecare săptămână. Măcar acum știm că toate patru jocuri sunt toate patru de imunitate. Da, nu mai recompensă. Acum am intrat în priză, adică nu mai e ca înainte. Da. Fiecare joc trebuie câștigat, trebuie luptat și după aia o să ne bucurăm și de ce va mai fi în plus. Doamne ajută să și câștigăm aceste imunități, pentru că avem mare nevoie, mai ales că suntem cinci. Și războinicii se pare că au reușit să-și echilibreze din nou starea și să fie liniștiți după plecarea lui Alice. Dar știi cum e până acum? Toată lumea aștepta jocuri de imunitate pentru că sunt cele mai importante. Acum nu mai e niciun joc neimportant, că toate practic sunt importante. Aveam și eu emoții de dor pe săptămâna, acum am dat 4. Acum e non-stop, nu mai da, pot. Da, nu mai despist. Practic, ai clipit, ai plecat acasă, deci nu ai timp de nimic. Mie personal mi se pare foarte greu, pentru că nu o să am cu cine să votez, de asta trebuie să câștigăm neapărat. Păi nimeni are cu cine. Da. Mai bine să iasă ei și să rămânem noi să ne voteze pe noi, publicul, să vedem ce se întâmplă. Gândim la fel.